Un cetățean sloven a venit în vizită la iubita sa, dar a ajuns pe patul de spital. Acesta a fost bătut crunt de câțiva tineri din Drăguțești într-un bar din comună. În urma scandalului, toți cei implicați au ajuns la spital. Cel mai grav rănit însă este cetățeanul sloven. Mai multe detalii despre acest subiect ne aduce însă colega mea, Alina Dodenciu. Alina, te ascultăm! Bun găsit! Scandalul a izbucnit într-un bar din comuna Drăguțești. Cetățeanul sloven venise în vizită la iubita lui pentru a-i cunoaște familia, așa cum se zbate între viață și moarte pe patul de spital. Totul după ce seara, la barul din comună, după ce au băut bine, cei patru tineri s-au luat la harță cu bărbatul de 45 de ani și l-au lovit cu pumnii și picioarele, dar și cu un obiect contondent cu intenția de a-l ucide. A fost o luptă sângeroasă, iar toți cei 5 petrecărețe au ajuns pe mâna medicilor. Cel mai grav rănit este însă cetățeanul sloven, care a fost transferat de urgență la spitalul din Craiova și se află acum în stare gravă. Polițiștii au reținut preventiv pentru 24 de ore pe cei patru suspecți, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Ancheta continuă fiind condusă de către un procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.